Adela și Radu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de 13 ani. S-au întâlnit pe platourile studioului Buftea, pe când filmau telenovela Iubire și onoare și s-au îndrăgostit lulea. Într-un interviu pentru revista Viva, Radu își amintește fiorii iubirii de la început. Adela îmi provoacă insomnii. Nu mă pot odihni gândindu-mă la ea. Mă face să uit de oboseală. Mă revigorez împreajma ei. Între timp, Adela și Radu și-au format o familie numeroasă, aducând pe lume 3 băieți frumoși, Alexandru de 7 ani, Andrei de 5 ani și Adrian, născut în iulie 2021. Ne putem aștepta și la un al 4-lea copil, deoarece aceștia își doresc foarte mult și o fetiță. Reacția zusului meu a fost cea mai bună în momentul ce-a, în care a aflat. Ce a zis? Nu pot să cred! O să avem 4 copii! Pentru că și acesta este tot băiat, o să mai facem unul, pune să fetiță. Ai înțeles, Cove? Nu, sincer, nu. În podcastul Fain și Simplu cu Mihai Morar, Adela povestește cum relația cu Radu a făcut-o să realizeze că poate reuși orice în viață. Radu, de la început, m-a făcut să mă simt cea mai frumoasă, cea mai deșteaptă și cea mai importantă. Ori eu cu aceste 3 calități bine împământenite în mine, am putut și simt că pot să fac orice în viață. Dacă viața lor personală pare să fie una de vis, ei bine, pe plan profesional, lucrurile stau la fel de bine. Radu prezintă una dintre cele mai populare emisiuni de la Antena 1, Insula Iubirii, fiind foarte apreciat pentru profesionalismul de care dă dovadă într-un mediu plin de dramă și ispite. A fost remarcat pentru prima dată în 2009, pe când participa la Dansez pentru tine, iar în 2015 Radu a fost gazda emisiunii Burlăcița, emisiune care îi căuta un pețitor vedetei Daniela Crudu. Adela și-a început cariera la 18 ani ca actriță, jucând în Numai iubirea alături de Dan Bordeianu și în multe alte telenovele produse de Acasă TV. Pe lângă actorie, frumoasa blondină s-a lansat și pe plan muzical, fiind solista trupei DJ Project pentru o perioadă de câțiva ani. În prezent, Adela Popescu este unul dintre oamenii de bază ale postului ProTV, având din 2016 propria emisiune Vorbește Lumea. Deși Covei a fost coprezentator toți anii aceștia, el a părăsit postul în 2021, lăsând-o pe Adela ca unica moderatoare a show-ului. Îi vă duce lipsa în fiecare clipă, te iubim, Cove, dar viața merge mai departe și prietenile adevărate nu se destramă, tu știi ce spun. Amândoi sunt frumoși, talentați și muncitori, iar împreună formează un cuplu forță. Cam atât pentru astăzi. Lasă-ne un comentariu și nu uita să te abonezi la canal și să apeși clopoțelul de notificări.